În această seară, bunilor, începe Vocea României. Scumpițico, să-ți iei o pungă mare de popcorn. Miau, 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 miau. La 20-30 copiii aș vrea să fie la somn, iar eu aș vrea să fiu pe canapea. Acum cum nu a ajutat bunul Dumnezeu. Om vedea ce va mai fi. Hai să aflăm detalii și impresii despre sezonul nou Vocea României de la Smiley și Pavel Bartoș. Acum eu nu înțeleg. Suntem în afara casei sau înăuntru casei? Înăuntru. Înăuntru, că afară sunt copacii aia. Înțelegi? Asta e camera de la drum. Că se vede drumul acolo, înțelegi? E camera aia bună. Bună. Aha, băi, de seară la 20-30 începe Vocea României. Gata, le-am perfect, pus. Bravo. S-aude tot satul. Să știți că mai avem și o nouă colegă, tânără frumoasă, dar s-a emoționat. Au auzit că vin zeii la noi și atunci micuța s-a ascuns un pic, că i-a fost teamă. Știi cum, știi cum, se ascund până... Da, o găsiți. Până seara. Așa, da. Hai să vorbim. Hai, vorbește dacă tot te-ai lăsat-o pe drumul ăsta, vorbește. Nu, că drumul ăsta e un drum sinuos. E periculos. Insinuos. Insinuos, da. Așa. Da. Să, practic, să avem o discuție serioasă, pentru că mai sunt câteva ore până când începe noul sezon Vocea României. Nu. Nu ne întrebăm. Vine vorba. Cum s-a închegat noua formulă? Hai să așa. Cum s-a închegat noua formulă? Ce întrebare extraordinară! Eu cu Smiley greu ne-am, greu, nu știu. Da. Ne-a fost foarte greu acest sezon să ne închegăm. Ne-am luat după modelul Tudor Chirilă cu Horia Brânciu și atunci tot a fost. Nu, a zis gata, șoarecele și pisica. Da, dacă ei se înțeleg bine, noi de ce să nu ne înțelegem bine? Deci cum l-ați primit pe... dragul nostru Horia Brânciu în brațele voastre. L-am primit cu tort. Cu eclere. Cu eclere. Da, pentru că el merge pe dulce. La Cadana nu se vede, nu se vede pe el. Așa, așa. Dar nu, chiar l-am primit bine. Acum nu înseamnă că, cum să zic eu, ne-am și comportat bine cu el. Mă rog, eu m-am comportat bine. Nu știu despre voi, dar eu m-am comportat foarte bine cu el. Am avut multă răbdare. Da? Vai. Foarte multă răbdare. Așa. Așa. Înțeles că tu te-ai certat cel mai mult cu el. Da, nu că s-a certat, dar el părea jur câteodată. Erau momente în care Tudor Chirilă cu Horia Brânciu erau atât de vorbitori sau nevorbiți, încât ăsta părea omul matur din casă. Mă, copii, vă rog eu frumos, calmați-vă, mai oameni buni. Da, mă, nu știu cum ajung pentru toată lumea. Voci sunt pentru toată lumea. Deci ăsta părea... Nu știu cum ajung eu... Ăla cel mai matur dintre toți. Echilibrat. Da, așa mi se întâmplă des. Mai ales în formula asta. Măi, și dincolo de, s-a acomodat bine cu scaunul lui Moga. El s-a pus direct în scaunul Moga. Adică vreau în scaunul Moga să se ia. Să simt ce simțea și el. E, și-a simțit. Nu, dar nu e atât de hotărât să câștige. Și de-aia s-a pus acolo. Să nu te audă. Da. Nu e adevărat, Horică, tu vrei să câștigi. Tu vrei? Nu, dar s-a pus în scaunul ăla pentru că a zis cu sacul lui galben. Da. Iese bine în evidență. Da. Acolo. Totuși Irina practic s-a mai relaxat sezonul ăsta, nu? Măi, da, câteodată că... se relaxează prea tare, adică... Nu, mă refer că totuși colegul ei care o tot împungea, acum și-a direcționat puțin, asta zic, atenția către altcineva, săgețile nu? Sunt, știi cum sunt, e, pot fi la fel de lungi, știi cum e, e ca în Robin Hood, bătaie lungă, sufli în aia încătare... Se înfige totuși unde și trebuie. Și o fetiță acolo, nu trebuie să aveți grijă de ea. Da, câteodată e fetiță, câteodată acționează cu aceleași arme cu care acționează Tudor Chirilă și Horia Brânciu și mai puțin Smiley. Adică, știi cum, se ia de piept, zice, pac, Ioana Dark. Ei, na. Înțeles. Da, e bătăioasă și Irina, nu? A sezonul ăsta parcă mai... Păi na. E așa tare blajină, se umflă plăcintele în ea. N-ai ce să... Cum sunt concurenții în acest nou sezon? Concurenții sunt foarte mișto, foarte noi cumva.
Adică oameni pe care nu i-am mai văzut în alte competiții, da. Parcă au apărut așa de nicăieri. Dar nu sunt neapărat și tineri, foarte tineri, nu? Nu, sunt de toate vârstele. Avem până la... Au 60, 60 și ceva de ani concurenți? Da. Da. Bun. Da. Și avem niște surprize pe la 50 și... A, era... și... Deci, jur. Și... Pot să spun, mă, despre ce s-a întâmplat anul ăsta, că am avut o premieră anul ăsta. Da, spune, dacă vis-a-vis de concurenți, zic. Da. Anul ăsta o să apară și cupluri. Aveam voie să spun. Cred, nu știu. Nu mai contează, oricum am zis-o, gata, oricum diseară o să fie. Deci anul ăsta vin cupluri, duete, care cântă pe scenă. Și așa continuă în toată și competiția, măcar, nu? Da, dar noi nici nu știam, adică la un moment dat am auzit două voci pe scenă. Zic, cum cântă ăsta mă nene pe două voci? Tu îți dai seama că te atrage, ce, mamă, fii atent pe două voci. Două voci, da. Sau sunt și mai tare. Dar cum, băi, intră puțin, unii... Dar cum alegeau? Că poate unul avea o preferință și altă preferință. Da, s-a întâmplat și treaba asta. S-a întâmplat. Care da mai tare ziceau, unii ziceau ăsta, unii ziceau celălalt. Și care dintre care mai tare? Nu, m-au apelat la un prieten. M-au apelat la un prieten, din cazul de față era un soț care zicea... Era lângă mine, în culise. Așa că, da, o să vedeți de seară. Oricum, o să vedeți ce... La un moment dat intră un nu știi dacă este bărbat sau este femeie. Sunt unii, mamă, sunt întâmplări de ce? Deci, da, ei sunt convinși că este bărbat și la final se întâmplă... Tu ești femeie. Știi ce? Da. Oricum, eu am recomandat în fiecare sezon să facă treaba asta oamenii care se uită la Vocea României. Să facă experiența asta, să se întoarcă cu spatele la televizor. Și să stea odată cu noi, să vadă care e senzația când te întorci și ai impresia că arată într-un fel, că, exact, că e bărbat sau că e femeie, te întorci exact altceva decât ți-ai imaginat tu. Dar te mai surprinde după atâtea sezoane, nu știu, o voce așa de la prima notă, de la, știi, cum a deschis gura, să zic așa? Da. Au fost cazuri. Da. Sunt cazuri. Chiar o să fie anul ăsta, sunt oameni care au niște interpretări cum n-am auzit în viața mea. Și felul de a cânta este wow. Dar ți se pare că de la sezon la sezon și ei au devenit mai dibaci în a-și alege melodiile, să spunem? Că au văzut ce ar putea să vă placă, cu ce ar putea să vă impresioneze din prima? Da, au devenit mai dibaci și din toate punctele de vedere. Eu cred că au fost foarte atenți la ce au spus antrenorii în anii trecuți și au zis ce le-a lipsit atunci când interpretau și când erau, știi cum, foarte aproape să se întoarcă cineva la ei. Și atunci, cred că dacă erai atent la vorbele antrenorilor, atunci știai acum ce să faci în momentul respectiv. Și clar, sunt fani Vocea României, au venit și au impresia, dacă pe mine din afară, care nu sunt, cum să zic eu, de lor, știi? Cum adică nu ești de-al nostru? Adică n-are putere de decizie privința vocilor. Nu sunt din muzică, nu sunt din muzică, sunt din teatru. Înțelegi? Mă impresionează și rămân și cu bujbe. Cu picior în teatru, cum ar veni, nu? Da. Bine, cu un picior în teatru și cu unul televiziune. Asta zic. Și mă uit în jos și văd showbiz-ul. În jos te uiți? Ce? Da, mă uit și în jos. Da, no, la măreția lui. Băi, de la măreția e, se uită în jos, dar poate să uite. Am înțeles. Da. Așa, da. Te salutăm de aici, de jos. Da, exact. Așa, zise-l care stă lângă mine și face același lucru. Normal. Așa. Ce calități vocale căutăm în acest sezon? Eu personal? Dumneavoastră, da. Băi, eu am reușit să fac o echipă cu interpretări speciale. Adică asta am căutat foarte clar. Alegeri speciale, alegeri interesante de piese și alegeri interesante de a interpreta o piesă. Și cam așa mi-am construit eu echipa de anul ăsta. Și evident am căutat o varietate de voci, să n-am patru voci la fel sau care cântă în același. Dar să spunem că audițiile pe nevăzute, te-ai întors, ai ales omul, femeia sau, mă rog, așa.
Când te uiți la vocea respectivă. Era femeia sau animalul, știi? Sau animalul, știi? Așa era la țară, domnule, omul și femeia. Omul și femeia. Că de asta zicea, femeia nu e om. Pentru că femeia nu e bărbat. Bine că ne-a zis și azi, sau animalul. Dar nu, nu, păi nu mă da, știi, că era exprimarea. Poți să-ți dai seama că omul sau femeia are calități să ajungă vocea României, dar real. Adică ce ar trebui să aibă? O carismă aparte, o frumusețe, să fie interesant, să fie sensibil, să fie o victimă? După voce... Simte bine, simte bine, da, că e asta o întrebare grea. Mamă, deci asta mică se vede că a fost nevorbită. Mamă, Maxim, vorbește omul ăsta ceva serios. Da, nu știu de ce. Vedeți? Deci vedeți? Nu știu cum. Dacă sunt patru oameni la masă, cumva, dacă sunt patru oameni la masă, vezi? Exact, asta mi se întâmplă. Vă rog puțin respect, spune. Aduceți-l pe Benji, vă frumos. Uite că e aici cu sacolul de aba. Băi, deci nu știu cum să... Ăștia, bani, ăștia, stai mei. Nu chiar sunt ai mei pe struguri, că a dat Viviana bună ta și ne-a dus struguri. Așa. Nu, uite, vezi cum sunt patru oameni. Uite, deci exact asta e. Băi, am deviat de la subiect. Hai să răspundem. Te-a întrebat, cum să zic eu... Ce calități trebuie să aibă? Stai, aici. Ce... Ai înțeles tu din ce a întrebat Adela? Asta totul, este întrebarea. Totul. Bravo. Ideea este că eu pot să dau un răspuns. Nu, eu pot să dau un răspuns mult mai scurt. Să știți că nu e foarte important, nu neapărat la cei care se întorc patru scaune vor și câștiga vocea României. Este important asta cum evoluez. Sunt mulți care, da, este foarte importantă evoluția totul. În absolut. Pentru că dacă ne uităm la istoria vocii uite României, nu toți cei n-a fost asta întrebarea. Nu? N-a dacă fost asta întrebarea. Asta era sigur că el a înțeles întrebarea. Stai cu minte, stai. Da. Mă duc pe living, în verandă, ce aveți? Mergi pe iau pe Vivi să gătească ceva. Haide, Pavel, vin înapoi. Chiar cheamă pe Vivi să gătească ceva. Vivi, care adu vânăta și fă-i o tocăriță. Bune. Serios. Hai măi, că vreau să răspundă serios la întrebarea asta. Stai jos aici, că vine fata acum, așa. Ai răbdare. Deci, așa. Ce, răspunde ala întrebare? Alo? Pe bune? Hai spune, serios. Hai că începem emisiunea la 20:30 și trebuie să ajungem acasă. Hai. Da, nu știu cum am reușit. Iar trebuie să fiu eu ăla serios în toată combinația. Hai, te ascult cu interes. Ia. Ok, ei, da. Mai fi acum serios. Gata, ia. Hai, fii serios. Hai, acum, Vivi, da, te rog frumos. Ce faci? Ești idiot? A, banii. Așa, banii hai să faceți. Banii pentru... Nu, dar uite, cel mai bine, vino între noi. Aia, da, hai. Așa să te întrezi. Nu știu dacă... Fă greșință. Stai aici, lasă-mă, lasă-mă, băi. Dar nu că-i bine, vino. Stai, nu, stați acolo, lăsați. Așa. Da, așa. Tu nu asta ești? E problemă? Da. Nu, Vivi, să știi că are un potențial artistic deosebit. I-am ascultat calitățile vocale, interpretative de asemenea. Deci întoarce-te cu spatele la ea. Deci întoarce-te cu spatele și ea îți va șușoti ceva. Ia, hai serios. Okay. Ia. Sunt de acord. Dar mă întorc și eu cu spatele la tine. Da, deja am văzut. Hai să fim spate-n-spate. Spate-n-spate. Da, okay. E un plus ăsta că ai văzut-o. Zi mai departe. Ai grijă, ai grijă, ai grijă de femeia ta. Rupi, 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 rupi. Bine, bine, nu, e bine. Că dacă da, nu ce-o ia altcineva. Bine. Da, așa e. Da, așa e. Dar mă centra. Parcă văd pe Horia Bregiu sărim prin perete. Eu, ești în echipa. Nu, nu, că Horia mă ia în echipa lui. Suntem prieteni. Eu n-am spus nimic. Deci Horia și ea vocile pe prietenie. Nu se lucrează pe prietenie, totuși, domnule. Hai să nu totuși lansăm nu ipoteze de-astea. Tu dacă ai participat la Vocea României, ce antrenor ai alege? Pe Horia. Chiar l-aș alege pe Horia. Pe prietenie aș merge, nu? Da. Ce să-ți fac? Ei face un bine. Horia mă urmărește pe Instagram. Tu nu mă urmărești, deci nu pot să merg în echipa ta. E da? Și pe, da, e și pe follow, și e pe schimb, like, știi, e și pe story-urile mele, deci nu pot să nu păi, mă... da, cred și Cove se mai uită din când în când. Au deja o legătură instagramoasă. Instagramantă. Instagramantă. A, da, înțeleg. Dom'le, dar unde am nimerit? Și de ce? Unde am nimerit? Dom'le, practic, într-o, da... Nu ne-a răspuns omul la întrebare. Păi și a fost o întrebare inteligentă. Eu cred că se va termina emisiunea și nu o să răspund la întrebarea asta. Răspunsul la această întrebare s-a terminat. Nu mai avem, nu știu dacă da. Care bine. Răspunsul este da. Exact. Bravo! Ca să nu ne lungim. Răspunsul este da. Răspunsul a fost concis. Dar adică pot să-mi dau seama dacă are calitățile necesare să câștige, calitățile vocale necesare să câștige Vocea României. Dar mai sunt și alte lucruri care contează. Da, ceea bine, ce a spus bine, Pavel. Și adică. Pavel și are și eu zic de fapt, calități. De fapt eu zic, da. Mi s-a întâmplat aproape la fiecare sezon să cred că
Nu aproape. Să cred în oameni care aveau posibilitatea să câștige Vocea României și care s-au pierdut pe parcurs. Care au dat-o în bară pe parcurs. Asta, ziceam, este foarte important, foarte, cum evoluează după. După ce trec de prima etapă, cea audițiilor pe nevăzute. Dacă sunt deschiși, dacă vor să evolueze. Și dacă vor să muncească. Pentru că nu înseamnă că toți cei care au câștigat Vocea României au întors patru scaune. Da, absolut. Și pentru că nu e așa, arta cere sacrificii. Arta reprezintă un drum. Un drum. Și ce trebuie să șervețelele alea după... Că uite, de exemplu, haideți să vă arăt, dragi telespectatori. A, nu ce? Avem, nu mai avem timp. Ce vrei să arăți, mă? Ce șervețele? Păi n-am bani ca tine ca să te-ai dus lângă ea. Da. Nu, mulțumim, să facem un trio. Să fac... Da. Hai, mulțumim tare mult, baftă! Diseară la 20:30 ne uităm la Vocea României. Perfect. Asta e cel mai important și știi cum? Știți cum? O să fie ceva... Wow. Nu wow. Exact la ce v-a așteptat să fie. Va fi Vocea României. Perfect. Perfect. Urmărește prima ediție Vocea României în această seară de la 20:30 și comentează momentele favorite alături de antrenori în pauza publicitară pe hashtag Vocea României. Pagina oficială a emisiunii. Pregătește-ți întrebările, iar antrenorii îți vor răspunde în pauză. Mai mult comentând cu hashtag Vocea României poți câștiga premii săptămânale sau un loc în marea finală. Mulțumesc